Mă, cum să face că numai după voi mă iau? Ce propuneri? Vrei propuneri? Îți dăm noi Nicu propuneri. Voi, cred că mă omorâți, da. Cred că pe certificatul meu de deces o să scrie cauza morții, propunerile de pe YouTube. Și de data asta, foarte frumos, m-ați pus să ies din casă. Pentru că vreți voi să fac graffiti, ceea ce n-am mai făcut înainte. Și știți că gen, n-ai voie să faci graffiti, nu? Bă, voi vreți să scăpați de mine, mă? Da? Da, asta e. Vreți graffiti? Facem graffiti. Și nu o facem oricum, o facem cu cei mai buni. Acum am sun oamenii și mă duc. Mă duc în ca înainte de marele c**at pe care o să-l facem astăzi, trebuie să facem rost de spray-uri. Am făcut rost de tuburi, sunt cu banner pe care n-am voie să îl afișez public pentru că face tot felul de prostii. Merg cu el în ceva văgăună, habar n-am unde mă duce. Cred că sunt pe cale să fac o mare prostie. N-am făcut nimic, șeful. Încă. Habar n-am unde sunt, dar ăla e locul care mi-a fost alocat. Aici, pe peretele ăsta, o să-i desenez pe... Opa! O să-i desenez pe Finn și Jake din Adventure Time. Bă, ce-mi dau jos asta, că mă urte cald. Și-a găsit pe zi, mă, să fie cald. Ca să fiu super sincer, n-am mai făcut niciodată graffiti. E prima dată când țin la propriu un spray în mână, fac și eu cu el așa, pentru că am văzut că așa se face. Ohohoho! Bine, mă, hai să-i dăm. O să încerc să-i fac cât pot de mare pe amândoi, fără să mă mânjesc pe mână, m***a. E frică, m***a, gen, îmi simt că stric, gen. Ăsta e AEU-ul, băiatul cu porcii din graffiti care apar peste tot prin țară. Sigur o să recunoașteți câteva desene de ale lui. Vă las un link către Instagram-ul lui în descriere. Ta-da! Miroasea benzinărie. Sunt un pic surprins de cât de puțin se acoperă. Mă așteptam să acoperă un pic mai mult deodată. Bă, dar miroase. O să trec mai departe la bleu ăsta foarte cyan. E una dintre culorile mele preferate, pe care o să fac corpul lui fin. O să încerc să-l fac cât de fin pot. Oho! Cât e de intens, mamă. Aș fi vrut să fac niște pete din astea așa care se scurg. Ceva de genul ăla. Și jos aici corpul. Pentru un efect din ala foarte autentic de graffiti, am lăsat acolo mai multă vopsea special să se scurcă în jos. În cazul care nu v-ați prins procesul ăsta, e cumva relativ invers procesului de desenat normal în Photoshop, pentru că eu de obicei fac conturul și apoi fac culoarea. În cazul ăsta o să trebuiască să pun prima dată culorile cât pot de plate și la final o să încerc să-i dau un contur cu negru. O să folosesc galbenul ăsta de o nuanță foarte interesantă, foarte aproape de culoarea lui Jake. Îmi place super mult cum se văd culorile, sunt foarte stridente. Doar că dacă nu mi-ar împrăștia vântul ăsta toată vopseaua, aș putea să acopăr suprafețele alea mai ușor. Vă iau și mai aproape cu mine să vedeți cum funcționează treaba asta. Nu se acopere așa de uniform cum mi-aș fi dorit eu. Banner! Băi! Ai cumva vreun galben mai închis? Da! Deci, să rămână frumos. Băi, la fel, bă, te-au păcălit ăștia. Bă, galbenul ăla e identic. Da! Destul de bine. O să încerc să-i fac fața lui fin cu culoarea asta de piele. Și o să încerc la fel în partea asta să fac câteva bule din astea cum am făcut aici cu albastru. Era să uit că am luat verde. Am luat verde pentru rucsacul lui fin. Rucsacul îi vine undeva aici. Nu m-am așteptat să se prinde așa bine peste altă culoare. Zboară vântul cameră. Atunci las că vă iau iar așa cu mine. O să revin iar cu brațul ăsta peste verde. Bă, e foarte mișto. Ce-mi place super mult la chestia asta e că nu se amestecă culorile între ele. Sau, mă rog, se amestecă, dar nu așa de mult cum aș fi așteptat. Și aici, din nou, cu culoarea pielii facem mâna. O să terminăm tot așa, în niște bule din astea. O să încerc să-i fac aici limba lui Jake.
Oh, nu, se scurge, se scurge. Nu. Stai acolo. Și cred că o să încerc să-i pun și niște dinți aici sus, dar cred că... Aaaa, e horror! Nu, ce am făcut lui Finn? Hai măcar încă un dinte să nu fie și tipul aici. Aoleo, nu! Fuck! Corectăm. În ultima instanță o să termin desenul ăsta cu un contur negru, cât pot eu de subțire. Nicu din viitor vă vorbește, până acum totul merge minunat, culorile acoperă bine, se delimitează perfect, urmează conturul, până când... Oh my god, nu! Nu! Uite-mă cum l-am mutilat pe Jake! Nicu din trecut s-a panicat și a început să pună din nou galben peste negru ca să subțieze liniile stupide groase, însă și restul personajului trebuia conturat. De aici încolo totul devine un joc de acoperit vopseaua cu... altă vopsea, iar conturam, iar acoperam, am făcut straturi bune de vopsea acolo. Aici ai nasoleala în partea asta cu Jake, pentru că are niște mâini din alea foarte subțiri și o să încerc să-i le fac numai așa. Și ai crezut tu că poți să le faci cu capacul ăla? Ah, doar dacă ai fi știut că puteai cumpăra un capac mai subțire. Așa, fă-i degetele cu grosimea aia. Aparent e foarte migălosă treaba, nu m-am așteptat să fie așa. Am crezut că o să meargă un pic mai repede. O să încerc să-i fac acolo fața foarte repede și lui Finn. Și din momentul ăsta, Nicu a dat o bară rău de tot. Nu! Da, nu lăsa gura aia, așa, mai făi și dinți, da. Asta e problema, da, conturează iar. O să mai completez pe aici cu niște cerculețe din astea. Doare mâna. Treaba asta nu e ușoară deloc. Adică eu am anchilozat numai de la ținut ridicată mâna așa jumătate de oră, imaginați-vă ce fac băieți precum aiul. Se cațără pe clădiri înalte și fac tot felul de nebunii. O să risc un pic aici pentru că e posibil să-l stric, dar o să fac chestia aia pe care o făceam și pe desenele mele digitale. M-a spreat pe mână. Cred că o să plec așa acasă. Mă rog, o să încerc să dau un contur portocaliu în partea din care cumva vine lumina și în partea cealaltă o să fac un contur sien. Da, pentru că asta o să salveze desenul. Aia era problema, ring light. Nu! Și pe partea asta o să încerc un contur sien. Tot așa pierdut. Așa, bagă, din plin, n-ai treabă nici cu contur, nu, stai liniștit. Pe care o să-l pierd un pic așa spre alt. Da, fix asta e lipsa. O să fac aici logo-ul cu mai multe culori. O să încep cu portocaliu. Apoi galben, diagonala asta. Nuanțele astea de sien. O să trebuiască să folosesc verdele ăsta. O să iau aici negrul și o să fac cu el semnătura. Da, exact ce aveai nevoie. Ce te făceai dacă nu te semnai? Pare rău pentru Nicu din trecut. Adică eu de acum 2 zile. Și până la urmă, ăsta e desenul final. Da, știu, arată dubios un pic. E mult mai greu decât m-am așteptat. Nu e atât de ușor să controlez spray-urile astea. Sunt liniile foarte neclare, dar seamănă un pic cu personajele. E mult, mult mai greu decât m-am așteptat. Ajunsese să-mi amorțească mâna cealaltă, de fapt, că cu asta am desenat. Pur și simplu simțeam că nu mai pot să mișc degetul arătător de la presiunea de pe spray. Oricum, nu sunt deloc mândru de desenul pe care l-am făcut, dar asta a ieșit la o primă încercare, cu resursele de care am dispus și cu experiența mea în graffiti, atâta s-a putut. Incomparabil față de ce fac oameni precum AEUL, care a dat peste cap orașe întregi pentru că nu știau de unde vin porcii desenați pe pereți. La fel și Banner încearcă să-i calce pe urme cu personajul lui Cartof. O să vă las linkuri în descriere pentru Instagramul fiecăruia ca să mergeți să le arătați puțină susținere pentru arta contemporană. Sau pentru devastarea de clădiri. În orice caz, sper din suflet că v-a plăcut videoclipul. Dacă da, nu uitați să zdrobiți butonul cu degetul mare în sus ca să-mi propulsați videoclipul în secțiunea de recomandate a altor persoane. Și pe mine, la fel ca pe băieții cu graffiti, mă găsiți pe Instagram sub numele de micu.mihai, dar pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și, ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine.